Direcția fiscală din Brașov a fost plină astăzi de brașovenii care au vrut să scape de datorii încă din prima zi în care s-au putut achita impozitele și taxele locale. Nerăbdător să scape de plata acestor taxe, brașovenii au fost în fața sediului încă de la 5 dimineața. Ca în fiecare an, brașovenii care își vor plăti impozitul până la data de 31 martie 2020 vor beneficia de o reducere de 5%. Ca în fiecare an, noi suntem pregătiți să încasăm impozitele și taxele brașovenilor și avem nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Avem să pot încasa online, internet, să pot plăti cash, să pot plăti cu cardul la ghișeu. Număr A, 0, 3, 7, 6, la ghișeu, 5. Eu în fiecare an, în prima zi în care se plătesc taxele și impozitele, sunt prezentă. Deci vreau să scap de o grijă și sunt corectă ca orașul nostru să beneficieze din plin de aceste taxe. Vă influențează și cei 5% de care beneficiați reducere? Nu în mod deosebit, nu. Vreau să îmi iau o grijă și să fie totul în ordine, din prima zi pentru tot anul. Obișnuiți ca la început de an să vă achitați dările? Nu întotdeauna. Vă influențează cei 5% de care beneficiați reducere? Nu. Am venit că trebuie să ajungem în altă parte, în altă locație și să-mi iau de grijă. De ce ați ales să veniți chiar din prima zi? Ca să scăp undeva. Ca să știm că am rezolvat problema și ajută ce ne rămân după aia, facem alte, luăm medicamente sau ce ne mai trebuie. Modalitățile de plată a impozitelor și taxelor locale sunt cu numerar în lei la ghișele Direcției Fiscale și Agenții, cu cardul bancar în lei la ghișele Direcției Fiscale prin terminale de tip POS, cu ordin de plată în lei prin virament bancar sau internet banking și online cu cardul bancar pe site-urile brasovcity.ro sau ghiseul.ro. Plata se mai poate face la cele trei puncte de lucru ale Direcției Fiscale și anume la sediul Direcției Fiscale de pe strada Dorobanților numărul 4, la Agenția Fiscală numărul 14 și la Agenția Fiscală de pe strada Turnului numărul 5. Programul de lucru îl puteți afla de pe site-ul www.dfbv.ro.